Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit! O zi de vineri altfel, o zi de vineri mult diferită, o să vedem despre ce este vorba. Am încercat să vedem cum ar fi să avem alături de noi un alt om pe care îl auziți și pe care îl cunoașteți. Sau mai bine spus, îi cunoașteți vocea, dragii mei. Chiar povesteam acum înainte de emisiune de câți ani face radio. Nu știu, vă mai dau câteva indicații sau deja știți despre cine este vorba. Sunt ferm convinsă că nu există devian și mulți din județul Hunedoara care să nu cunoască sau să nu recunoască vocea de la Big FM. Marius Dragomir. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața, Ioana! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Cer scuze dacă, eu știu, nu voi fi chiar la înălțimile prezentării tale, pentru că ai pus accentul pe anumite lucruri care poate sunt un pic prea mari. Deși postul pe care îl conduc acum se numește Big FM, ca atare. Suntem big FM, dragii mei, în dimineața aceasta. E o surpriză. Am vrut să fie o surpriză. Doi matinali. Nu e ușor. Eu mereu m-am gândit la Marius. Astăzi am aflat că, de fapt, matinalul la Big FM e de la 7 la 10. Vedeți? Chiar dacă suntem colegi în presă, mereu aflăm noutăți. Eu mereu am întrebări despre oamenii care fac lucruri și oameni pe care i-am întâlnit după venirea mea în presa hunedoriană, oameni care m-au primit cu brațele deschise, așa cum a primit și Marius. Am avut curiozități de foarte multe ori, chiar îl întrebam de câți ani faci radio și nu o să scape, că până la urmă o să socotim împreună, povestea cu Rosi. Bună dimineața, Rosi! Ei au fost colegi, probabil, de-a lungul anilor și ieri ai fost subiect de discuție, pentru că povesteam cu Nicol și ne aduceam aminte, pentru că Nicol Ebner și Rosi, la fel ca și Petronela Tămaș, ei sunt trecutul presei hunedorene pentru mine, pentru că eu nu sunt hunedoreancă, dar prin amintirile lor și prin experiența lor mi-e mult mai ușor. L-am întâlnit pe Marius prima dată în 2017, nu o să uit niciodată. El spune că prezentarea a fost sau e diferită. Eu știu de ce spun asta. Marius a fost printre primii oameni de presă pe care i-am întâlnit în 2017, când eu am venit în presă, și să știți că mi-a întins o mână de ajutor. Pentru că lipsa mea de experiență, vedeți, se uită la mine foarte mirat, nici nu și-aduce aminte măcar cât de mult m-a ajutat atunci la primul meu interviu despre sport. Eram de-a dreptul pierdută în subiect. Nu o să uit niciodată că Marius a fost cel care m-a ajutat. Era despre un eveniment creat chiar de Big FM, probabil în parteneriat cu cineva. Despre atletism. Vezi, nici nu ți aduce aminte că ai ajutat cândva pe cineva. Faci așa intuitiv. Nu mi-aduc aminte că ne-am întâlnit prima dată, așa ai dreptate. Dar, nu, îți dai seama că de-a lungul celor 33 de ani de activitate în presă, în radio, cu o scurtă pauză de vreo, nu știu, 2 ani de zile, cam așa, am întâlnit foarte multă lume și, logică, nu mi-aduc aminte momentul respectiv, dar important este că, ne-am cunoscut, am legat, așa să zic, o prietenie de colegialitate și uite că au trecut atunci mulți ani. Tu ai mers pe partea de televiziune, eu am rămas fidel radioului, prima dragoste, ca să zic așa, din viața mea. De fapt, a fost
visul meu pe care mi l-am dormit de când eram mic. Nu știu, cred că nu mi-aduc aminte de din ce ani eram setat așa să merg spre radio, pentru că atunci când m-am născut eu nu erau foarte multe radiouri în România. Sau mă rog, când eram eu la vârsta adolescenței. Îmi plăcea să ascult muzică, îmi plăcea să aud oameni vorbind la radio și ulterior am avut ocazia să fiu într-o poziție, scuze, într-un loc în care a început primul post de, se emită primul post de radio privat din România. Asta se întâmpla în anii 1990. Eram la București, la școală. Așa a fost să fie. Am o întrebare, cât e noroc, cât e întâmplare, noi am mai povestit chiar și de curând, cât e mâna lui Dumnezeu în tot ce se, ni se 100%. Întâmplă. 100%. Din punctul meu de vedere, 100%. Adică nu, deci nu. Ce mi s-a întâmplat mie de-a lungul vieții, în destinul meu, în drumul ăsta, e 100% mâna lui Dumnezeu. Eu am încredere totală. De atunci, practic, viața mea s-a schimbat și așa încet, încet, știi, treptat. Nu au fost toate dintr-o dată. Pe rând, așa s-au întâmplat niște lucruri și toate în favoarea acestui fapt. Am ajuns să lucrez într-un post de radio local aici, în Deva. Radio Deva se numea. În 1993 a fost primul an în care am fost angajat ca și operator tehnic, ca să zic așa, sau tehnic, pentru că nu vorbeam la microfon. Eram undeva în spatele microfonului, absolvind o post liceală la București de microcalculatoare și aparatură numerică, știind cât de cât electronică, mă rog. Am fost acceptat ca operator, ca și tehnic la postul de radio de atunci și încet, încet, mă rog, lucrurile s-au dezvoltat. Putem să, nu știu dacă pe cineva interesează. Sunt convinsă că oamenii, de foarte multe ori, și eu, și tu, sunt convinsă, uităm să spunem oamenilor, știi că zicem pe oameni nu-i interesează, să știi că oamenii sunt foarte interesați, mai ales că, și asta spun pentru că primesc întrebări și mesaje, această emisiune e făcută după întrebările și mesajele pe care le primesc de la telespectatori și da, le mulțumesc pentru susținere și suntem, o să dau citire și mesajelor imediat pentru că avem deja telespectatori care, da, care sunt alături de noi. Eu la prima postare pe care o fac îmi dau seama cine s-a trezit okay, prima dată. Edi, de exemplu, tata Bianca i-a și scris bună dimineața, deci el e deja prezent. Da, asta am văzut și eu, să știi, da, de dimineața, da. Sunt noi avem impresia că oamenii nu sunt interesați de activitățile noastre, să spunem așa. O voce de radio, știi, la voi la radio e un lucru deosebit. Acum tehnologia a evoluat și acum putem spune ne vedem la radio. Uite, acum, chiar vocea... acum, apropo de chestia asta, acum sunt live pe softul de emisie de la radio și cei care ascultă acum radio, pe lângă sunt știrile cu Sorin Blada, au putut auzi și vocea mea. Ai văzut? Da. Da. Lucrurile au evoluat puțin și acum avem și chip la radio. Știi? Da, deja e. Oamenii știi, zice ne vedem la radio. Uh-huh. E... Dar foarte mulți ani de zile tu ai fost o voce pe care eu auzeau. Eu intru și în zi de astăzi intrăm în magazine și auzim Big FM, marea majoritate a magazinelor din Deva. Și mereu te întrebăm cum arată omul din spatele, pentru că suntem curioși, mai ales că pentru radio trebuie să ai o voce deosebită, în primul rând. O voce care să-ți aline sufletul, o voce care să te ducă într-o stare de bine,
să-ți dea un fel de, de enjoy și alt vibe pentru ziua care începe. Spre deosebire de noi care la TV e ușor. Ne văd și chipul, avem și mimică. Pentru voi la radio mie mi se pare că e un pic delicat. Da, eu cred că e invers. Da? Da, eu am impresia că e invers. Adică e mai greu la TV decât la radio. Pentru că aici trebuie să fii atent la multe chestii. Gata, am terminat cu programarea. E mai, cum îi spune, aici trebuie să te concentrezi și pe imagine, na, să arăți cât de cât prezentabil, că nu poți să, nu știu, să apari oricum la TV. Nici la radio nu am văzut invitații tăi și... E adevărat, bun, ok, acum sunt și camerele. Dar atunci poate pe vremuri une stătea freza nu știu cum și nu ne interesa, știi? Acum, mă, parcă trebuie să mă duc la frizer, nu știu, mai trebuie să mă aranjez. Da, uite, vezi, pentru mine, de exemplu, mie mi se pare mult mai ușor la mine la matinal, da, când interacționez, pot să gesticulez, pe când asculți la radio... Da, și la radio gesticulez, stai liniștită. Da? Da, sigur. Gesticulezi, nu-ți face problemă. Da, ca să te exprimi, acum depinde de fiecare. Fiecare are stilul lui, fiecare... uite, eu deja dau din mâine aici și de fapt parcă aș fi la radio, dar am zis la televiziune, mă rog. Nu, gesticulezi și acolo, nu-ți face problemă. Mă, că ești limitat, dacă ești la mixer, cumva trebuie să fii atent, nu la butoane, să ridici anumite butoane, să le cobori, să... Da, mă rog. Mergem la începuturile tale în radio, Radio Deva, rămânem la începuturile carierei, am sărit un pic pașii. Da, și o salut pe Nicol, că Nicol mi-a fost colegă mulți ani, chiar la matinal, ea era pe știri, eu eram tehnic, cred că își aduce aminte și, mă rog. Cei care, să zic, ne urmăresc acum, probabil spun din ce povești, din ce cărți citesc. Nu, e pur și simplu... povești adevărate, ce s-au întâmplat de-a lungul timpului, pe undeva prin anii 90 până în 2000 e chestia asta cu Nicol. Am fost colegi mulți ani, ea era știristă, era cu știrile, eu eram cu muzica, cu divertismentul la radio și făceam echipă bună împreună. Și Nicol spune același lucru, nu m-am gândit la idee, dar următoarea emisiune o să-i rog să vină amândoi la matinal și să depănăm amintiri din acea vreme, Radio Deva. Sunt foarte mulți telespectatori nostalgici, da, care își-aduc aminte de acele vremuri, pentru că pe vremea aceea erau începuturile și exista o oarecare... povestesc cu Nicol, o oarecare implicare diferită, era presa, no, să spunem, era cumva... Da, nu. Fiind o chestie nouă, oamenii după vremea comunistă erau automat, erau foarte atrași de lucruri, de schimbare, de lucruri noi. Era și foarte multă lume, mult mai multă lume în orașe, din punctul meu de vedere aici, decât acum, pentru că acum foarte mulți au plecat în străinătate la muncă și așa mai departe. Știm asta, am rămas vreo 50 ceva de mii în Deva, 50 ceva de mii în Hunedoara, în fine. Cred că oamenii erau un pic mai atașați de ceea ce se întâmplă în partea, în presa locală. Nici nu știu, nu mi-aduc aminte exact... pentru că la vremea respectivă nu se făceau sondaje și așa mai departe, tot fel de audiență, mă refer. Dar Radio Deva, la vremea respectivă, era singurul post de radio local de aici, din zonă, ceea ce îi dădea așa o greutate. Toată lumea, oriunde intrai, cum spui tu, în magazine, acum nu mai e chiar așa cum spui tu, că Big FM peste tot, nu. În toate magazinele în care intru, cel puțin în zona centrului, merge Big FM, asta pot să spun. Serios? Da. Uite, deci, mi-ai dat o veste bună, eu nu știam lucrul ăsta. Deci în toate magazinele de aici... Să știi că eu când intru, chiar dacă e muzică, e o melodie, eu îmi dau seama ce post de radio este. Deci toate magazinele pe care eu le străbat în zona centrului, da? Merge Big okay. FM. Mă rog. Da. Eu nu sunt și eu îmi dau seama după reclame. Deci eu după reclamele de la tine îmi dau seama, pentru că
muzică eu nu dar pot deci să zic. Muzica e aceeași, se difuzează la București sau se difuzează da, la Deva exact, sau da, Bunedoara. Da, exact, dar după reclame îmi dau seama, asta e Big FM, că e vocea. Ok, da, da, da. Și atunci îmi dau seama că e Big FM. De acolo și e ideea, că de acolo mi-a și venit ideea să da. Te rog să vii cu, la un matinal cu mine. Okay. Pentru că oamenii de presă de astăzi, într-o lume în care suntem un pic altfel, adică nu știu, presa în ziua de astăzi nu seamănă cu presa făcută de voi. Presa pe care eu o văd... Păi s-a schimbat foarte mult. Foarte da. Mult. Față de ce făceați voi, la vreme ce-mi povestește Nicol, Petronela sau Rosi, și ce-mi povestește cum se făcea presă în anii aceia și cât de mult se muncea pentru o știre, câtă seriozitate, acum nu că noi suntem neserioși în ziua de astăzi, dar mai merge și așa, că mai merge și e. Dar la vremea respectivă parcă lucrurile stăteau un pic altfel. Dar eu totuși vreau să te întreb de ce radio și nu televiziune până la urmă. Așa am simțit eu și dacă așa am simțit acolo, da, a fost atras. Am avut foarte multe invitații de a face emisiuni TV de la colegi. Haide și tu și mai departe. Am fost invitat, doar nu m-a atras așa de mult lucrul ăsta să fac, să am emisiunea mea TV la un post de radio, la un post de televiziune local. Nu știu, n-am fost 100% acolo și atunci nu. Mie îmi place când mă implic într-un proiect sau unde desfășor activitatea să o fac cât mai bine. Și am considerat probabil că televiziunea nu este chiar punctul meu forte. Nu știu să spun de ce. Da, așa am simțit. Și cum îți spuneam, eu ascult glasul sufletului, știi? Cred că am atins microfonul. Așa, așa, așa zic și eu, nu putem face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu și de foarte multe ori mă pun în acest fotoliu și mă gândesc oare ce zic și parcă știi, vine inspirația. Vine, da. Vine. Asta înseamnă că faci lucrurile cu un ajutor de la divinitate și lucrurile merg într-un sens bun. N-ai pățit niciodată și uite să încerci dacă n-ai făcut-o până acum, să încerci să te conectezi, nu știu, la o sursă în univers și să vorbești. Pur și simplu îți vine inspirația, fără să faci mari eforturi. Da, cu siguranță. Mi se întâmplă foarte des. Chiar și acum, deci nu neapărat să stau să gândesc, băi, ce o să zic acum la Ioana în emisiune. De fapt, nici nu știu despre ce discutăm astăzi. N-am știut că eu sunt tema de discuție astăzi. Dar cel mai bine te inspiri din univers, din viața de zi cu zi, din ce se întâmplă în jurul tău, din lucrurile astea normale, pentru că toți oamenii, toți care ne privesc acum, toată lumea, noi toți suntem normali, nu suntem diferiți, nu e niciunul extraterestru printre noi sau, mă rog, poate sunt. N-avem de unde, da. Știi, lansăm da. Teoria conspirației la matinal. Da, ok. Tu ai ajutat, tu ai făcut lucrurile un pic diferit în toți acești ani. Dacă dăm o căutare pe Google, găsim o sumedenie de evenimente. Serios? Ești implicat în viața sportului. Devian, așa cum am povestit, te-am întâlnit la atletism, ori m-am văzut cu PAP Big FM, chiar povesteam cu domnul director Adrian Liga despre Cupa Big FM, o tradiție deja, pentru că de câți ani? 13-a ediție a fost anul trecut. A 13-a ediție. Nici nu vine să cred, sincer. E o altă... un alt copil al meu, ca să zic așa, da, de suflet așa, a fost... am plecat dintr-o idee că, măi, în luna februarie nu se prea întâmplă nimic în oraș. Cam asta a fost ideea. Nu, sunt competiții. La vremea respectivă vorbesc. Acum, mă rog, fiecare înțelege ce vrea. Ce dar vrea. Eu vorbesc de așa de noi. Da. Și hai să creăm ceva, să creăm un eveniment. Și l-am creat. A fost o echipă la radio atunci care a avut inspirația. Ideea n-a fost a mea, să știi.
Ideea a fost a lui Ciprian Andrica, un fost coleg de-al nostru din media, acum actualmente e profesor la un liceu din Deva, și împreună cu Dragoș Pascuta, noi trei eram atunci la radio, să zic, cei care, aveam diferite idei, discutam, toată lumea are idei, de fapt. Și țineam cont de ideile fiecăruia, eram mai mulți la radio la vremea respectivă. Și, dar noi trei am plecat cu ideea, hai să facem Cupa Big, o ediție pilot, prima dintre ele, să vedem ce se întâmplă, să angrenăm liceele din Deva, pentru că nu erau competiții nici la vremea respectivă, cum nici acum nu sunt competiții pentru elevi. Sau, există o olimpiadă școlară și așa mai departe, îi adună într-o zi cei de la inspectorat cu liceele, se adună toți undeva pe un teren de fotbal în afară fiind, la un liceu și joacă de dimineață până seara și care e cel mai tare, la merge mai departe, ceva de genul ăsta în competiție. E bună competiția, dar în momentul în care intervin și premii importante, când intervin și imagini, pentru că deja Cupa Big este transmisă live pe YouTube, pe diferite televiziuni, chiar și cu Rosia am colaborat de foarte mult timp pe chestia asta, deja lucrurile stau altfel, adică tinerii liceeni se simt altfel, se simt băgați în seamă, se simt campion cumva. Da, corect. I-am văzut, m-am uitat, pregăteam emisiunea cu domnul director și m-am uitat la transmisia de anul trecut și da, îi simți așa că parcă cresc. Bine, dar tu ești implicat și ca profesor. Eu am rămas surprinsă, vedeți, nimic nu e întâmplător în viața asta. Aveam o problemă cu Marius într-o dimineață și am aflat că tu ești profesor, de fapt. Tu ești foarte implicat în viața tinerilor. Da, da, mi s-a întâmplat și mă bucur de evenimentul ăsta. Nu mi l-am visat, nu l-am prognozat. Deci asta nu l-am văzut, sincer. De 2 ani și jumătate, practic 3 ani acum, sunt al treilea an profesor la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hrumuzescu din Deva, secția multimedia. Nu puteam să merg la altă secție, că nu aveam ce să fac la multimedia, măcar mă simt ca acasă. Și încerc să le transmit tinerilor puțin din experiența pe care am acumulat-o de-a lungul celor 33 de ani, am spus, da, nu? 33 de ani, da. de presă. Nu 33. Din 93, câți ani sunt? Dacă 31. 31. 31. Stai un pic, că Rosi ne spune ceva. A. Da, avem elevi, eu am elevi aici la voi care sunt colegi cu voi. Deci, elevi de-a lui Marius, eu nu am știut până ieri, dar vedeți, nimic nu e întâmplător în viață, nu am știut până ieri că elevii care, acei tineri minunați pe care eu îi amintesc aproape în fiecare dimineață, Alin, Bianca și Andra, ți-au fost elevi. Da, da, da. Anul trecut au terminat, au absolvit liceul, da, clasa de multimedia. Ai ajutat foarte mult, facem un salt, nu trecem peste subiect, ai ajutat foarte mulți tineri care s-au hotărât să facă presă. Am văzut la tine în practică chiar și studenți care au venit să facă practică la tine și mă refer aici la Teo, de exemplu, caz concret, că pe Teo mi-am adus o aminte, am urmărit-o în perioada cât a făcut și matinal la tine. Am făcut matinal, am fost, am filmat cu ea pe aici, prin oraș. Da, nu mai ia. Stai, că sunt mulți, da? Acolo vroiam să ajungem. Da. Câți oameni de presă ai dat județului Hunedoara și nu numai? Acum, Ioana, nu chiar așa, am dat. E foarte modest. Nu știu cum reușesc eu până la sfârșitul emisiunii să îl conving să ne spună, dar nu mă las. Știți că eu nu mă las. Câți oameni de presă au trecut prin mâinile tale, dintre cei care fac presă astăzi? Nu știu, Ioana, asta nu știu să spun, îți dai seama. N-ai contorizat niciodată? Nu, dar mă bucur că reușesc cât de cât acolo să inspir, că asta e ideea. De fapt,
E suficient, știi, să inspiri, să-i dai așa un pic, o bucățică din dragostea ta, din ceea ce ai acumulat tu, eu, de-a lungul celor 31 de ani, nu? Știi cum e? Dacă persoana respectivă e atrasă și simte ceva pentru lucrul ăsta, e suficient, pentru că e scânteia aia, știi, de care ai nevoie de multe ori. Și după aceea lucrurile decurg, merg în normal. O spun, am spus-o de mai multe ori, e ca și cum, știi cum e un râu de munte, nu? Curge, da? Da. Okay. Ce se întâmplă dacă pui pietre în mijlocul râului? Se oprește râul? Nu. El curge, da? Corect. Deci, asta e chestia. Curge tot timpul, deci trebuie să lași viața să curgă, știi? Nu, degeaba te opui. Că nu, va curge în continuare. Și atunci, acea scânteie e o suficientă atâta să aprind în ei, știi? Adică să le dau motivul ăla, de ce să mă apuc de chestia aia? Și le spun la tine, în general, și la elevii pe care îi am. Faceți ceea ce simțiți voi că vi s-ar potrivi cel mai mult și v-ar place. Pentru că dacă faci în viață ceea ce îți place, faci și ai și succes. Cu siguranță. A existat un om de radio în trecutul tău pe care tu l-ai admirat și ai vrut sau ți-ai imaginat că ai vrea să ajungi acolo? A existat un om de radio pe care tu ai fi vrut să-l, sau l-ai ales de model? Să știi că n-am avut neapărat un singur model, nu, m-am inspirat pur și simplu din ce am văzut în general, în jurul meu. Poate cel mai inspirat am fost, să revin la anul 1990, când eram în școală la București, și atunci mi-a plăcut foarte mult și am auzit prima dată un post de radio privat, da, care emitea în România. Erau 3, dacă nu mă înșel, atunci, la vremea respectivă în București. Nu cred că mai există niciunul dintre ele în momentul de față. Era Radio Contact, care între timp s-a transformat în Kiss FM. Era Radio Nova și încă unul, nu mai mi-aduc aminte de numirea, mă rog, dar nu contează. Să revenim la Radio Contact, care mie mi-a plăcut de la bun început foarte mult. Și atât de tare am fost împins de, nu știu ce, m-am împins așa încât am zis, băi, nu se poate, trebuie să mă duc la el la studio. Nu există, trebuie să mă duc să văd cine e acolo, ce se întâmplă acolo. Eram așa de curios încât într-o dimineață asta am și făcut. M-am dus la Radio Contact și m-am întâlnit acolo cu Liana Stanciu. Liana Stanciu este una dintre vedetele incontestabile ale radioului. Și acum lucrează la Magic FM. Și am văzut-o în spatele unui mixer enorm, avea aparatură lângă ea, erau altfel de aparaturi atunci, acum totul e digitalizat, dar mă rog, la vremea respectivă erau tot felul, magnetofoane, castofoane, pick-up-uri, așa mai departe. Și am urmărit-o în câteva intervenții live de acolo, iar în spate discutam cu directorul de programe al lor de la Radio Contact, mi se pare că tot Rossi îl chema, da, mă rog, Giuseppe Rossi, așa, român, da, mă rog, avea așa, și îmi spunea, păi ce fain ar fi să fie Radio Contact la Deva, tot timpul când merg în Belgia, Radio Contact era din Belgia, este și acum în Belgia, există, văd cetatea să emitem de acolo, de pe cetate, să fai, ce fain ar fi și așa mai departe. Zice, nu ai niște aparatură pe acasă? Păi zic, ceva aparatură am un castofon, am nu știu ce, mă rog, nu, eram copil, eram tânăr, da. Am un emițător de rezervă, zice, am primit unul din Belgia, în plus l-am schimbat și zice, pot să ți-l dau. La vremea respectivă nu exista nicio regulă în România în ceea ce înseamnă reglementările astea, adică nu exista CNA, nu exista ANCOM, cred că erau, dar nu erau. Nu măsura nimeni. Nu, deci fiecare
Era pe emitea legea lui. Când vroia și când pe vroia. Pe legea lui, da. Și zice, stau emițătorul, te duci acasă, îi dai drumul, pac, radio până... Aș fi fost primul post de radio de aici. Dar nu, am zis că na, să închei cei 3 ani de studii la București și poate că a fost mai bine așa. Am încheiat cei 3 ani de studii, între timp a apărut CNA-ul, între timp au apărut reglementările, între timp au apărut multe alte lucruri, de n-am mai reușit, dar între timp același soartă a făcut ca în Deva să deschidă primul post de radio local, care s-a numit Radio Deva și emita pe 89,3, astăzi Radio Zoo, și am mers acolo. Când am terminat școala, deci, fii atent, deci am terminat școala în iunie, da? Eu în decembrie eram la Radio Deva. Tu ai avut un plan. Da, da, absolut. Erai saltat deja. Câți ani ai stat la Radio Deva? Tot timpul. Tot timpul, până s-a încheiat, până s-a închis, da. Radio Deva. Da. Următorul pas după Radio Deva? Big FM. Big, Big FM. FM. Da, Big FM a fost așa, că oarecum forțat, pentru că nu se mai putea la Radio Deva. Tare. Da, nu se mai putea la Radio Deva. Era așa o chestie, știam că se va ajunge într-un... Deci eu am vrut, pur și simplu, n-am vrut să fie Big FM, nu m-am gândit la Big asta. M-am gândit că vom merge mai departe cu brandul, cu Radio Deva și așa mai departe. Dar nu s-a mai putut. Așa a fost să fie, să nu se poate. A fost, cum să zic, a fost complicat să o iei de la capăt cu un da. Nou proiect. Da, a fost foarte complicat. A fost complicat pentru că Radio Deva nu era afacerea mea. Big FM este afacerea mea. A fost complicat din mai multe puncte de vedere, pentru că, și probabil că de asta și spun că nu eram pregătit la vremea respectivă să preiau. Radio înseamnă mai mult decât, sau o firmă sau așa mai departe, înseamnă mai mult decât a pune muzică și a ne distra și așa mai departe. Adică... Pare frumos din afară, așa, când povestim, da. Că e distracție la radio. Ce faceți acolo la radio? Păi nu mă râdeți, vă distrați, puneți muzică, cu tutii, e ne uităm okay, la da. Tine și la tutii dimineața. Din exterior pare foarte simplu, foarte ușor, dar de fapt e o afacere efectiv, e o firmă care funcționează cu venituri, cheltuieli și așa mai departe. Și tu tot timpul trebuie să ții, să menții, nu? Să fii un pic pe plus, adică nu poți să mergi în minus. Cât poți să mergi în minus? De unde? N-am găsit încă rețeta de a fabrica bani, asta n-am găsit. N-ai găsit-o? Nu. Și noi o căutăm, dacă o găsești, ne ajuți și pe noi? Cu siguranță. Așa. Dar tot așa ajutat de divinitate, de, mă rog, cei dragi care au fost pe lângă mine, de echipa, echipele pe care am avut, sau oamenii pe care am avut lângă mine, am reușit, uite, să ajungem la 16 ani de Big FM, în Deva și de vreo 5 ani sau 6 ani suntem și în Hunedoara. În Hunedoara. Da, pe frecvența din Hunedoara 88,9. Singurul post de radio local din zonă mai este doar Radio Color Orăștie, ca și local. În rest, toate radiourile, chiar dacă ele sunt cu frecvențe locale, pentru că se aud aici pe anumite frecvențe, ele toate emit de la București. Și emiteți online și puteți fi văzuți prin rețelele de socializare. Acum suntem mult la îndemână. Dar în mașină contează foarte mult când alegi un post de radio. Da. Deci ori alegi... Deci îți place. Da. Când spun asta vreau să spun că de foarte multe ori ne oprim de povești. Tu faci asta și chiar ai spus 16 ani de Big FM. Nu cred că îți mai dai seama cât ești de important pentru comunitate. Oamenii, pentru că o faci deja de 16 ani, apare și uzura. Dar noi ne întâlnim și l-ai auzit pe ce a zis Dragomir la radio. De foarte multe ori ne urcăm în mașină și dacă plecăm cu mașina, dăm drumul la Big FM. Eu mi-aduc aminte că m-am tras pe dreapta la ieșire din Deva, nu mai rețin care face subiectul, dar l-am tras pe dreapta pentru că dacă treceam de Simeria, pierdeam semnalul, plecam la maică-mea
Nu am știut la momentul ăla că pot să te ascult online, pe urmă mi-am făcut temele și am văzut. Big FM face parte din comunitate și așa cum tu ai spus, e afacerea ta și Big FM și Marius Dragomin, teoretic, e același lucru, pentru că lumea de-a lungul anilor, tu ți-ai câștigat încrederea oamenilor. Informațiile cu care vii, muzica ca muzica, dar informațiile cu care tu ai venit la radio au fost echilibrate, au fost... ai găsit calea aia, da, ai găsit calea aia de echilibru și... Asta mi-am dorit. Eu ca un străin, asta vreau să spun, eu sunt străină, adică oricât aș locui, n-o să devin niciodată de veancă, așa cum ești tu, că te-ai născut aici. Dar... noi, întrebând oamenii, lucrând în jurnalism deja de 2017, am tot felul de întrebări. Și oamenii spun, au încredere în informația pe care Marius Dragomir o dă mai departe. Nu neapărat eu, echipa de acolo, de la radio. Da, nu ne-am implicat politic, nu suntem implicați politic și probabil că asta ne-a ajutat cel mai mult, pentru că am reușit să găsim exact poziția noastră, cea de mijloc, între acești mici poli, știi, de putere. Că, până la urmă, na, politicul face parte din viața noastră. Orică vrem, orică nu vrem. Absolut, în orice. Noi am încercat să ne poziționăm tot timpul în mijloc și să fim acei mediatori. Și chiar dacă la început mi s-a spus, n-ai să reușești lucrul ăsta, nu există, n-ai cum, tot timpul te vei duce într-o parte, am zis, ok, așa o fi, ce să zic, hai să vedem ce zice soarta, ce zice destinul. Și destinul a vrut să zică exact cum am spus eu, nu, rămânem pe mijloc, rămânem acolo că stăm foarte bine. Ne vedem de treaba noastră, din punct de vedere că am zis de afacere, să știi că nu de foarte multe ori am spus chestia asta în public, da, la televiziune sau în altă parte, că e afacerea mea. De fapt, bun, e afacerea mea, dar de fapt noi suntem pentru comunitate, știi? Nu vreau să zic că dacă cineva acum ne urmărește și vrea să vină la radio să spună ce are de spus, evident, să fie pertinent și așa mai departe, o face cu mare drag. Ușa noastră e deschisă. La fel ca și la noi aici, la Dale Dimineții, pentru că oamenii ar trebui să înțeleagă, acestea sunt orele la care nu suntem obligați să transmitem neapărat subiecte informative, pentru asta faci și, presupun că pentru asta faci și tu matinalul. În general, radio, subiectele... vezi, asta ne-a ajutat probabil și față de televiziune. În general, radio e așa divertisment, știi, și e un pic mai light decât televiziunea în ceea ce înseamnă politica, știi? Am ajuns la politică, mă rog. Dar există și acolo, nu? Am avut emisiuni în cadrul, să zic, anilor electorali, cum e anul ăsta, de exemplu. Da, am avut emisiuni în care, spun sincer, a trebuit să pun doi candidați, îi punem spate în spate, că altfel se lua la bătaie în studio și nu știam ce să facem cu ei. Am pus spate în spate, da, și veneau întrebările, fiecare avea 2 minute sau 1 minut și jumătate să răspundă și, deci a fost după o emisiune de jumătate de oră cu cei doi contracandidați, pur și simplu nu venea să cred că cămașa și tot ce aveam pe mine erau ude, erau pur și simplu, da. Deci au fost și momente de gen, știi? Dar de asta zic, radio totuși este pentru mine. E așa mai, na, light. Ai avut vreun moment în viață, în ăștia 16 ani, după ce ai plecat pe picioarele tale? Eu după 4 ani de presă am zis stop cadru, vreau o pauză. Uh-huh. Și mi-a luat o pauză de un an. Tu după în ăștia 16 ani ai avut vreun moment în care să te gândești să renunți, adică să renunți la radio, la a face presă și să încerci să faci altceva?
se mai întâmplă din când în când, știi, să-ți vină așa niște idei la genul că, băi, cam mult, da, dar, da, dar îmi trece repede, știi? Da, mai face o Big FM, mai face o cursă, mai face un eveniment. Să știi că m-a ajutat foarte mult că ești de cursă, m-a ajutat foarte mult chestia asta să încep încă ceva care mă pasează și îmi place, da, și am început să alerg, să merg la diferite competiții. Nu sunt profesionist, mă rog, amator, dar e ceva senzațional. E modest, dragii mei, stați liniștiți, eu l-am văzut în acțiune, deci Marius e un sportiv. Ți-am zis, deci dacă mă implic undeva, deci unde ai să mă vezi pe mine, că sunt implicat undeva, acolo să te gândești că acolo sunt 100%, nu sunt în altă parte în momentul în care sunt acolo, știi? Cam asta e ideea. Ce planuri de viitor ai? În afară de 2024, că te-aș întreba așa, cum va arăta 2024 pentru Marius Dragomir, dacă ai face un rezumat, da, e an electoral, ce vei face? Cum vei reuși să treci? Noi încă ne punem problema cum să trec de cum el? O să trecem peste el, știi? Da, tot așa cu ajutorul divinității. No, eu mă încred în divinitate, ți-am zis, și am 100% încredere, pentru că experiența de viață și totuși ce am trecut, deci sunt lucruri care nu puteau trece așa ușor, deci numai că aș fi vrut eu, sau na, cine sunt eu de fapt, știi? Na. Am încredere că va fi totul ok, nu vor fi probleme din punctul ăsta de vedere. Nu știu ce voi face anul ăsta, încă n-am nicio idee. Sau la ce te referi? Care e dorința de la 12 noaptea? Ce dorință ți-ai pus în noaptea de Revelion la 12 noaptea pentru 2024? Mai să știi că nici mi-am aduc aminte acum. Nu, și așa e cel mai bine, hai să spun, așa e cel mai bine. Mi-am pus dorință, dar serios că nu mi-aduc aminte acum. Cel mai bine, ca să se împlinească, știi, e să uiți. Asta n-am știut-o. Da. Să nu te mai gândești la ea. Că dacă te gândești la ea tot timpul, nu, atragi și nu se întâmplă lucrurile. Știi? O să-mi aduc aminte, probabil, după ce se va împlini. Că se va împlini. A, bine, da. Nu ești genul de om care își face la început de an un plan. Nu. Așa ad hoc a fost. Ce vine? În oraș, da. Așa, da. Ce fi de Revelion? M-am și speriat în oraș, da. Anul ăsta m-am speriat în oraș de Revelion. Păi? Prea multe pognitori, prea multă agitație și puțin... N-am spus-o până acum, cred că nu știu, la radio. Ba, cred că odată am povestit la radio. Un pic cam... haotic în centru, știi? Să spun și de ce. Și, clar, nu știu, oamenii pot să judece. Asta mi s-a întâmplat mie. Eram în zona centrală și, la un moment dat, cineva, mă rog, alte persoane, aruncau cu pognitorile de pe partea cealaltă a drumului la picioarele noastre. Adică, parcă noi am fi fost carne de tun acolo, nu știu, ceva de genul ăsta. M-am simțit undeva pe front. Și explodau alea exact în fața noastră. Copilul meu, care are autism, aude mai tare decât noi, am descoperit lucrul ăsta, a luat-o la fugă, pur și simplu. S-a speriat atât de tare, a luat-o la fugă și a trebuit să fugim de pe el, să-l prindem, să ajungem unde, să vedem unde e. Nu era nici poliție locală, nu era nici jandarmerie în zona unde am fost noi. Or fi fost în alte părți, nimic de zis. În drumul nostru spre casă, tot așa, trebuia tot timpul să ne uităm la blocuri, băi, care mai aruncă de sus, pe unde aruncă? Pentru că toată lumea ieșea pe balcon, aprindea aia, arunca, pac, nu conta cine era jos. Ne-am dus pe mijlocul drumului, am venit spre casă. Deci a fost, da, un început de an, din punctul ăsta de vedere, interesant. Am mai auzit, au mai povestit, eu nu am ieșit din casă, am văzut, în schimb, postările de pe Facebook, care n-au fost tocmai chiar pe sufletul nostru. Nu, așa am văzut, și eu, așa da, am simțit și eu și am și trăit niște momente. Și întunecat un pic orașul, am înțeles că o parte Nu, era lumină, nu, unde am fost eu. Da. Dar nu era nicio... și ca să ajungi după aceea în parcare pe acolo, pe unde stau eu, numai sticle pe jos, numai tot felul de... Adică, sparte. Mai, totuși, suntem în 2024, atunci un pic mai... Da. De ce nu reușim să schimbăm nimic la noi? Pentru că nu vor oamenii să schimbe. Că eu nu pot să schimb la tine nimica. Eu doar la mine pot să schimb. Eu dacă nu vreau să mă schimb și nu mă schimb,
Dar cum am putea noi, oamenii de presă, de radio și televiziune, să-i convingem pe oameni să schimbe ceva la ei? Să schimbe ceva la ei. Nu poți. Atât putem doar să influențăm prin ceea ce facem noi. Adică să ne schimbăm noi și dacă cei din jurul nostru se vor schimba cu siguranță. Înțelegi? Pentru că noi avem totdeauna, cum spui tu acum, avem tendința aia de a, băi, las că se schimbă oameni, dacă le zic eu, na, se schimbă. Nu e așa, Ioana. Nu. Se vor schimba cei apropiați ție, cei care sunt familiarizați cu tine, cei care sunt în jurul tău. Înțelegi? E suficient, pentru că dacă ei se schimbă, la rândul lor, cei care sunt lângă ceilalți se vor schimba și ei. Dar asta durează. Probabil ani, nu se schimbă așa totul de pe azi pe mâine. E foarte complicat să schimbi lucrurile de pe azi pe mâine. Nu suntem să facem așa și să schimbe totul. Eu asta am încercat și de asta zic, în jurul meu, probabil că oamenii sunt ca mine. Noi atragem ceea ce suntem. Exact ce spuneam în emisiunea cu Doru Dorobăți, Rosi, vezi? Dacă Doru reușește să-i convingă să-și consume energia... El atrage oameni exact, ca și el. Exact. Asta îmi și doresc până la urmă prin emisiunile de matinal pe care le fac împreună cu Rosi și cu colegii mei. Să încerc să arăt oamenilor de lângă mine, a renunțat în a spera că pot să schimb lumea, când mi-am dat seama că nu pot, am plecat, am luat-o la goană lume. Dar să încercăm exact ce tu spui, eu spun aproape în fiecare dimineață, eu sper să îi trezesc pe cei de lângă mine să vadă cu alți ochi viața, da. Să vadă cu alți ochi ceea ce pot să facă, să vadă cât sunt de minunat și câte lucruri minunate pot ce face, da, și că oamenii, știi, am trăit de curând un scandal de presă și tu l-ai citit, sunt convinsă, a fost o nebunie generală, nu judecăm înainte să avem toate detaliile. Ne-am învățat să dăm verdict, nici nu mai așteptăm să ajungem, știi, să un judecător sau ăla e de vină, l-a făcut, ăla așa, și că totuși oamenii sunt oameni care dau tribut comunității din care vin. Eu prin emisiunile astea am doresc să le arăt oamenilor că sunt și oameni care fac ceva și care ar putea să fie un exemplu pentru societate sau pentru cei care sunt cei mai mulți în societate. Avem avantajul prin media, da, să transmitem celor care ne ascultă, ne privesc, da, niște lucruri și poate așa reușim să schimbăm un pic pentru că și ei sunt oarecum familia noastră sau sunt alături de noi acum. Și eu vreau să cred asta, da. Decât altfel când ești, să zic, un om obișnuit, nu poți doar să intri în contact doar cu colegii de muncă, cu familia, cu, mă rog, trebuia să încep cu familia, da. Nu e mai important, colegii de muncă și așa mai departe, știi? Așa avem ocazia. Poate acum, auzindu-mă pe mine la televizor, unul dintre cei care poate de Revelion a aruncat cu acea petardă, să se gândească la viitoare, da, și zic că, bă, nu-i bine ce am făcut. Am speriat un copil. Că până la urmă noi, oamenii mari, ne revenim. Copiii rămân o traumă. Știi? Da. O traumă. Și pentru noi a fost o traumă. Deci crede-mă că nu vrem să mai mergem în centru de anul nou. Din cauza asta. Da, e... Da. Uneori oamenii greșesc... Nu-și dau seama că greșesc, presupun că cei mai mulți dintre, hai că dintre cei 6-7 câți au aruncat, unul poate are o doză de răutate în el, dar ceilalți sunt convins că sunt oameni buni. Dar vezi, dar e efectul fost o petardă, Ioana. Asta zic, a fost efectul acela de turmă. Și nu, am mai văzut și la alți oameni care au acum, rog, aș vrea să închem, că e un subiect urât. Și nu e mișto de la matinal. Nu e. Începem dimineața frumos, cu zâmbetul pe buze. Da. Cum înțelegi muzica pe care o difuzezi la radio? Acum ai venit. Acum pe final, știi? Meu, da? Da, pe final, totdeauna lăsăm pe final de mis. Deci fii atent. Asta ni se trage tot așa din...
tinerețile mele din adolescență. Am început prin a face discotecă la liceu. Adică eram cu muzica acolo. Eram convinsă. Așa mai departe. Da, așa era atunci pe vremea aia. Ne adunam, ne lăsau la liceu, la Deceba, l-am terminat. Ne lăsau profesorii o dată pe săptămână, sâmbătă, seara sau nu știu, vineri seara. În fine, să facem discotecă. Și eram acolo, eram fericit, toată lumea. Și de atunci am început să fiu mai atras de muzică, și de mic copil, ți-am zis, ascultam la radio. Radio Tinerete, România 3. Așa. Și odată intrând pe chestia asta cu muzica, nu știu, eu când ascult o melodie, dacă e nouă melodie pentru mine și, mă rog, în general, da? Dacă este nouă, am așa un feeling interior. Dacă melodia prinde și va fi hit, îmi dau lacrimile. Deci dacă te uiți la ochii mei și ajunge până aici în interior, da? Îmi dau lacrimile. Eu cu o chestie de genul ăla niciodată n-am dat greș. Adică am zis, băi, asta trebuie neapărat să intre în playlist, da? Am introdus-o în playlist, după care, după 2, 3 luni, 4 luni, 5 luni, depinde de radio, am auzit și acel radio, știi? Adică a fost așa o chestie, și e o chestie care, de care țin cont. Acum nu e neapărat nevoie ca toate piesele să fie așa, pentru că nu toate sunt pe frecvența mea, știi? Noi avem, fiecare dintre noi, niște simțuri. Și dacă am ști să ni le folosim, ce bine ar fi, știi? Pentru că sunt în avantajul nostru. Nu sunt în dezavantajul nostru. Iar alegerea muzicii o fac nu singur, ci cu soția mea. În weekend, cam asta e programul nostru. Avem link-uri de la casele de discuri, site-ul, da, dăm muzica jos, ascultăm, măi, ce facem cu piesa asta? Îți place? Nu-ți place? O selectăm, mai întrebăm și pe unii și pe alții, ne mai inspirăm și de alte clasamente internaționale, să vedem pe unde e poziționat, să vedem dacă e în trend pe YouTube, dar pe YouTube de obicei la România e mai mult manele, sau sunt mai mult manele, ca să te-am vorbit așa, știi, ca da, să, da, da. Deci sunt mai mult manele, dar ne inspirăm din lucrurile astea, dar ți-am zis, prima cheie e aceea ce spune ochiul meu, lăcrimează sau nu lăcrimează? Suflețelul, că legătura între lacrimă și ceea ce simțim e suflețelul care îți dă exact. Acel impact. Soția ta a fost colegi la un moment dat, acum eu nu am mai văzut-o în live-urile de la Big FM. La momentul. Suntem colegi. Sunteți colegi în continuare? Uh-huh. Uh-huh. Deci ea face parte din echipa de la... Nu numai că face parte din echipă, este chiar acolo, da, foarte important. Ea este și ea acționară la asociație, la firmă. Nu știu ce mai să zic. Cine are ultimul cuvânt? Depinde unde suntem. Am vrut să zic că eu, dar depinde unde suntem, da? Ok, depinde unde suntem. Nu, pe partea de radio eu, da? Acasă tot eu. Da, bine, dragă, ai dreptate. Ceva ce de genul. Ce place asta? De câți ani sunteți împreună? De mulți ani, de foarte mulți ani. A contat foarte înainte mult. Înainte de Big FM. Înainte de Big FM. Da. A contat foarte mult pentru voi pasiunea pentru radio? Da. Suntem aproape identici din punctul ăsta de vedere. Suntem aproape identici și ea cu muzica, și eu cu muzica. Și ea are o chestie în plus. Îi place foarte mult partea asta și a studiat. Este și... să zic așa, a studiat astrologia, da, este și astrolog, wow! Da. Da, ea face horoscopul în fiecare zi, horoscopul zilei pe Big FM este făcut de Selena, Dana Dragomir, respectiv. Dacă ai ascultat vreodată... Am ascultat, dar nu știu că e soția ta. Da, ea este. Astăzi da, am aflat da, pentru prima și, dată. Și previziunile astrale nu sunt făcute, nu sunt citite de pe un site... sau de pe asta, nu, ea chiar face horoscopul la
pe bune. Acum că nu se potrivește la toată lumea, că să zic că oamenii astrele bani, nu se potrivește. Astrele predispun nu. Până la urmă. În două minute, da, să zic cât ar fi, sau un minut jumate cât ar fi vorba despre o zodie, n-are cum să spună tot ce se întâmplă. Pentru că pe fiecare dintre noi ne influențează ascendentul, ne influențează foarte multe lucruri. Dar horoscopul nu este citit, cum îl făceam pe vremuri, când era Nicol, că mi-am adus aminte acum, da, citeam și din diferite, și la diferite ziare și așa mai departe, care prindeam, ziceam, uite, ăsta e horoscopul. Na, mă rog, cam asta e ideea. Deci e alături de mine și să știi că în spatele fiecărui bărbat puternic este o femeie puternică. Asta îmi place cel mai mult, o salutăm pe soția lui Mărâns, Dragomir. Mi-ar place să o cunosc, uite, am realizat că nu cred că ne-am întâlnit niciodată față în față, dar partea asta cu astrologia, uite, o noutate, n-am știut asta, da, de aici, asta a fost și pasiunea ta pentru spiritualitate și divinitate, că e clar că dacă sunteți la fel... Când am făcut eu cunoștință cu chestia asta, cu spiritualitatea și așa mai departe, nu o cunoșteam, ne-am cunoscut ulterior. Dar e adevărat că s-a întâmplat exact într-un mediu oarecum asemănător. Ne-a unit cumva spiritualitatea. Foarte frumos și uite un subiect de un alt matinal. Poate ne întâlnim într-o dimineață toți trei. Mi-ar place să o cunosc, mi-ar place să vină să ne dezvăluie din harta astrală. Eu recunosc că nu sunt foarte, doar din ce citesc și sunt foarte convins. Pești. Și nu-mi cunosc ascendentul pentru că nu știu data exactă și ora la care sunt născută. Ora nu știi. Când data o știi. Când ești născută. Nu chiar. Nu știi. Încă nu se știe exact dacă sunt născută în data de 6 spre 7 sau spre 7 spre 8. Da, sunt născută sigur. Data din certificat este 7, da. Dar nu știm exact, încă există discuții între părinții mei, a fost o întâmplare, maică mi-a fiind mai bolnăvioară așa, uh-huh. Am venit pe lume mai greu, taică mi-a fost plecat din țară în perioada respectivă, a venit acasă și atât de... dorința, da, nu se știe exact dacă sunt născute noaptea dinspre 6 spre 7 sau 7 spre 8. Încă există discuții da, în familie. Afla și asta, să știi că putem afla? Se poate afla, sigur. Ei, ia, uite că până la urmă poate descurcă. Ioana Popescu mi-a zis că Ioana Câmpian mi-a zis, zice, dacă Dumnezeu ți-a dat data de 7, ia-o de bună și nu mai căuta. Poate că nu trebuie să știi adevărul. Și-a renunțat de câțiva ani să mai caută adevărul. Nu știu ascendentul. Ok. Dar... se poate stabili. Eu nu am știut ora de naștere și am aflat ulterior. Eu m-am trezit dimineața, de-aia s-a matinat. 7:34 a apărut băiatul, ca să zic așa. Da. Ce ai vrea să schimbi? Dacă ai avea puterea să schimbi, să zicem că ai găsi mașina timpului, da, și te-ai putea întoarce în trecut, mereu îi întreb pe invitații mei, ai schimbat ceva în viața ta? Nu. Nimic. Nu. It's ok. Foarte bine, nu. Și ți-am zis, nici cei din jur nu tind neapărat să-i schimb. Dacă ei nu-și doresc lucrul ăsta, nu. Pentru că nu vreau să forțez pe nimeni să se schimbe după mine. Nu. Dacă ei consideră că e ok și îi inspir, foarte bine, mă bucur, da? Dacă nu, nu. Asta e. Probabil că așa trebuie să fie. Gen, data de 7, da? Așa da. Trebuie să fie. Da. O 7 e o cifră norocoasă, să știi. Ok. Da. Nu decât 6. Da, cred că mi-ar place mai mult decât 6 și poate că... Dar nu e rău nici 6, nu? Da, okay, e da, acolo. Ca liniștită, e ok. Până la urmă eu sunt un om norocos și binecuvântat, asta știu sigur și Dumnezeu, vorba ta, mi-a arătat calea cu toate greutățile, mereu am găsit lumina de la capătul. Dar să știi că, în general, peștii au foarte mult de tras în viață. Apropo, acum a intrat pe tărâmul Selenei, dar știu asta pentru că, na,
vezi, influențat fiind în casă, n-ai cum, asta e. Deci peștii sunt zodia care trag cel mai mult. Da, sunt, ei pot fi preși. Uneori suntem mult prea iubitori, alteori suntem mult prea orgolioși. Da? Nu știu, ești noi orgolioasă? Suntem. Uneori... Poate cu vârsta așa, nu știu, te-ai schimbat în sensul ăsta. Dar de obicei orgoliu într-adevăr apare cu vârsta, știi, cu înaintarea în vârsta, pentru că intervine chestia aia, bă, totuși, cine sunt eu, știi, vorba aia, pe stradă răprește poliția aia, bă, dar tu știi cine sunt eu? Dar nu, glumesc acum, sigur. Stai la matinală. Okay. Dar să știi că am momente în care râd, în glumim, am momente nu că cine sunt eu, dar am momente în care mă supăr, da? Și devin așa... Nu mai dau un pas înapoi. Nu port pică prietenului sau prietenei. Dar nu mai, exact. Dar nu mai dau un pas înapoi. Știi, aici am greșit toată viața mea. Atunci când s-a rupt o legătură, n-am mai reluat-o niciodată. Am foarte multe prietenii sau relații pe care le-am întrerupt, să spunem, brusc, și nu m-am mai întors niciodată în locul respectiv. Poate așa a fost să fie, așa trebuie, da, să fie. Nu, se întâmplă lucrurile astea, stai liniștită. Și eu am avut de-a lungul timpului. Nu, astea sunt lucruri, Ioana, care nu trebuie să sperie. Uite, o chemăm pe Selena să ne explice, da, cum suntem de fapt. Eu sunt tare curioasă. Uite, asta n-am știut și asta îmi place foarte mult cu astrologia și poate veniți să ne povestiți, să ne împărtășiți din alt fel de viață, să spunem așa, pentru că atunci când stai cu un astrolog în casă, nu cred că e chiar atât de simplu. Depinde. Mai avem foarte puțin timp, da. Matinalul, nu știu de ce se scurge atât de repede. Dar știi că am început mai repede de ora 7, că intrasem în emisie, nici nu știam că suntem live. Am intrat mai repede, da. Să sperăm că n-am făcut nicio boacă în... Gravă, nu, sigur. Cu siguranță. Și dacă am făcut, oricum oamenii ne iubesc, eu de asta sunt sigură. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, Daniela, bună dimineața, Daniela Enea, domnul Vasile Enea ne spune bună dimineața, doi realizatori de excepție. Mulțumim, dragii mei. Da, mulțumim. Sergiu Stănescu de la librărie să ne salută și s-a uitat la emisiune. Îl salutăm și noi pe Sergiu. Dragii mei, ne apropiem de finalul emisiunii. Acum, dacă toți suntem cu Marius Dragomir, ne gândim la muzică. Clar, povestea. Aș mai putea să fac încă un matinal și să-l rog să-mi explice mult mai multe lucruri despre muzică, pentru că Marius iubește muzica, a trecut partea cu muzica de la radio în câteva minute, eu cred că ar putea să vorbească despre asta ore în șir și poate chiar ne face un playlist într-o dimineață la matinal, să vedem, uite, Sergiu ne și salută, neața! Neața, Sergiu. Aia, acolo. Da. Acolo e, apropo de muzică, dragii mei, Reno. Noi mergem sâmbătă la Reno. Îl salutăm pe Marius Vitan. Îl salutăm pe Alin. Îl salutăm pe Roxana. Și cu siguranță, dacă ne luăm gașca și mergem la Reno, ne vom distra, așa e și numele evenimentului, Saturday Vibes, am emoții, nu știu ce am, astăzi am făcut mai multe bulbe decât am făcut toată săptămâna. Alin și Roxana se pregătesc de un proiect nou, nu vor să dea din casă, îi așteptăm la matinal să vedem despre ce este vorba și zice coming soon. Vedem despre ce proiect se vor vorbi cei doi de la Reno Music. Dragii mei, dacă avem gașcă, ne luăm gașca și ne vedem la Reno. Dacă nu avem gașcă, mergem la Reno. Oricum mergem. Cu siguranță vom găsi oameni iubitori de muzică, da, și vom socializa. Apropo, săptămâna asta am avut în studio, chiar miercuri dimineață, pe doi dintre DJ-ii de la Reno. Nu sunt sâmbătă asta. Sâmbătă cealaltă, DJ Robby și Brooklyn. Brooklyn, da, bine, a fost la noi, au mixat live timp de o oră de Ziua Micii Uniri, am făcut... Ce frumos, da, am scăpat-o! Uite, o să urmăresc emisiunea și eu m-am gândit, eu pe Marius Vitan îl știu,
pe vremea când încă mai mergeam în cluburi. Pe Marius Vitan îl știu, dar pe ceilalți doi DJ nu i-am cunoscut. Sunt mai tineri. Sunt mai tineri, da. Foarte tare. Eu rămân la... știi cum, nu știu, n-aș putea să-ți spun ce muzică îmi place. De când m-am hotărât să facem matinalul împreună, am zis o să mă fac de minune de față cu Marius, că nu vreau să știu să spun ce muzică îmi place. Ce simți că te atrage? Poate să fie orice muzică. Până la urmă, asta e. Dacă acele acorduri pe care le auzi, da, rezonează cu tine, contează ce fel de muzică e? Nu. Cum îți închei tu emisiunile de matinal? Tot așa, cum le încep? Cu energie. Pozitivă. Da, energie, da. Marius, mulțumesc pentru prezența mulțumesc în emisiune. Și ascultați Big FM, cele mai mari hituri. Dragii mei, ascultați Big FM, rămâneți alături de noi la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. Revenim luni dimineață cu Nicol. Așa cum am promis, în fiecare zi de luni voi fi alături de Nicol Ebner. Să vedem ce s-a mai întâmplat peste weekend. O să rupem Facebook-ul și Instagram-ul, să vedem cine ce a mai postat. Până luni dimineața eu pot doar atât să vă spun. Să nu uitați să iubiți și să dăruiți, dragii mei, că nu e suficient să iubim. Haideți să învățăm să dăruim din iubirea noastră și celor de lângă noi. Nu se știe niciodată, știți, karma ni se întoarce. Zic bine? Dar din dar se face. Vă pup! Da.